Producția românească Crainou a câștigat Scoica de Aur, marele premiu al Festivalului de Film de la San Sebastian. Pelicula Alinei Grigore a impresionat juriul nu doar prin dramatism, ci și prin compunerea planurilor care urmăresc personajul principal, o caracteristică a noului val al cinematografiei românești, spun criticii spanioli. Crainou, scris și regizat de Alina Grigore, cu Ioana Chițu, Mircea Postelnicu, Mircea Țilaghi și Vlad Ivanov în distribuție, urmărește călătoria psihologică a unei tinere care își dorește să scape de viața de la țară pentru a studia în capitală. Acțiunea se petrece într-o casă din mediul rural, unde se închiriază camere pentru turiști, iar familia disfuncțională încearcă să-și rezolve problemele prin scandaluri și țipete.